Așa, după cum cred că deja ați observat, de săptămâna trecută am început la Sala Cireșare un nou ciclu de predici pe care l-am intitulat Risipitorii. În fiecare duminică dimineața, probabil vreo 8 sau 9 duminici, poate chiar 10, vom studia textul din Luca, capitolul 15, și vom vedea drama unui fiu plecat, a unui tată rămas, a unei mame ascunse, a unui frate care a rămas acasă. Vom vedea foarte multe lucruri frumoase, vom auzi foarte multe lucruri frumoase și vă aștept în fiecare duminică dimineață să fiți împreună cu noi ca să putem să parcurgem acest ciclu de predici pe care l-am numit Risipitorii. Vă așteptăm cu bucurie să fiți parteneri la o lucrare frumoasă. Cu respectul la Daniel Costa.